Ne bucurăm mult să vă revedem. Astăzi ne-am întâlnit pentru a celebra împreună încheierea proiectului Geoteca Juridică. O să trecem pe scurt așa prin firul amintirilor de un an de zile. A fost un proiect care pe o durată destul de mare, cu mai multe activități fizic în prima parte a proiectului și apoi cu câteva activități pe online, la care ne-am bucurat mult să participați, când era prezența mai mare, când mai mică. Oricum, fiecare dintre voi s-a avut o contribuție la acest proiect și ne bucurăm foarte, foarte mult că v-am cunoscut, că am interacționat și cu atât mai mult că ați avut și o contribuție la produsul proiectului nostru, Carieră în drept, un ghid al profesiilor juridice, care va putea servi drept temelie pentru începutul unei cariere juridice pentru oricine este interesat. Justiția este un adevăr în acțiune. Așadar, într-o societate democratică, justiția trebuie să se bazeze pe fapte și dovezi. De fapt, Carieră în drept este un ghid unic pentru Republica Moldova, ținând cont de faptul că aici sunt îngropate de 15 profesii și noi nu zadarăm peste masă. Dacă o să acceptați provocarea împreună să facem o mică călătorie prin ghidul respectiv, la pagina 3, cine poate să numere și să spune câte profesii sunt îngropate. Haideți să ne uităm dacă de la 5 la 11 poate găsim un numit. Așa, avem, de fapt, avem o introducere, după care este urmată de structura și funcționalitatea Consiliului Superior al Magistraturii. Atunci când vorbim de judecător, verificier, asistent, nu putem să nu înțelegem cum funcționează, de fapt, instanța judecată. Așa am început cu asta. Acest test este ca să vă intrige pe voi în această sferă de în domeniul dreptului. Haideți să încercăm. Eu vă citesc și o să facem un quiz, să vedem cine dă răspuns corect. Întrebare. Care sunt acele top 3 universități din Republica Moldova? A. Ce? Corect. Ulima, Sia și USM. Așa. În cadrul proiectului, noi am avut câteva training-uri de ghidare în carieră cu accent pe profesiile juridice, în cadrul cărora beneficiari au fost elevii din 5 instituții din raionul Soroca, au fost implicați elevi din Liceul Teoretic Constantin Stere, Colegiul Pedagogic Mihai Eminescu din Soroca, Liceul Visoca, Gimnaziul Rublenița și Gimnaziul Racoveț. În total am avut peste 50 de beneficiari și mai multe activități care au vizat orientarea elevilor în alegerea unei profesii de viitor. Cel mai important produs al proiectului nostru este ghidul profesiilor juridice, pe care astăzi îl lansăm. Este un ghid unic în Republica Moldova, care are drept scop promovarea peste 15 profesii juridice, astfel încât tinerii, nu doar din regiunea Sorocii, dar din toată Republica, să se poată informa, astfel încât ulterior să-și poată alege o carieră în domeniul dreptului. Astfel încât astăzi noi vom face prezentarea acestui ghid. Să știți că aici, pe lângă informațiile accesibile, adaptate limbajului tânărului adolescent, o să găsiți și glumițe mai haioase în zona de legal fun, unde descoperim altfel profesiile juridice și avem pentru fiecare profesie anumite link-uri utile de unde pot să se informeze tinerii. Adițional, am plasat aici împreună cu cea de-a doua autoare, doamna Oxana Novikov, și un set de test grilă, unde ar putea ulterior cei care vor fi interesați să-și testeze cunoștințele dobândite în urma lecturării ghidului respectiv. Vreau să menționez că ghidul respectiv a fost elaborat și cu implicarea directă a tinerilor beneficiari din raionul Soroca, astfel încât la final avem o alee a eseilor în care fiecare beneficiar și-a expus gândurile așa cum înțelege
înțeleg ei pe limbajul lor, au descris fiecare profesie studiată în cadrul programului de ghidare în carieră GBTK juridică. Care este proiectul pe care l-ați organizat? Am învățat foarte multe lucruri noi și a fost foarte interesant. A fost o activitate destul de interesantă pentru noi, care ne-a motivat să venim și să învățăm la școală. Care e un lucru, cred că e destul de greu să facă unii copii pentru că e destul de obositor. Dar a fost foarte interesant și a fost foarte calitativ organizat și foarte bine făcut și vă mulțumim foarte mult. În cadrul acestui proiect vreau să le mulțumesc organizatorilor și cum am menționat și colega și doamnei Valentina Rus pentru implicare. Vă mulțumesc dumneavoastră pentru că ne-ați acordat posibilitatea să studiem și mai precis să mă aprofundez în toate cunoștințele care le-am dobândit și din alte instituții. Și colegilor le urez mult succes și sper că a fost destul de interesant și să vă regăsiți în acest domeniu. Vă mulțumesc! Mulțumim mult pentru efortul depus, mult doamne Stella pentru efortul depus, pentru coordonare aceasta timp de un an de zile care a fost complicat, dar și interesant. Astfel vreau să vă mulțumesc la fel că sunt pentru prima dată regăsesc numele într-o carte, o carte care știu că o să fie citită de mii și mii de studenți în acest domeniu interesant. Mulțumesc mult! Este foarte util. Aș dori să vă mulțumesc pentru participarea la acest proiect care m-a informat foarte mult despre profesiile juridice și m-a convins încă o dată că am făcut o alegere bună. Mulțumesc, bucurăm tare! Mie mi-a făcut o mare plăcere să particip în cadrul acestui proiect și să îmi demonstrați prin implicarea mea activă că într-adevăr se poate și că tot ce trebuie să rezolvești este să te implici cât se poate de activ și să îți demonstrezi ție că poți. Ce ați făcut-o dumneavoastră și profesoara care mi-a ghidat pe lucrurile acestui proiect. Mi-a făcut o mare plăcere să colaborăm și sperăm că mulțumim foarte mult, doamnelor Irina și Natalisa, pentru aceste două proiecte frumoase pe care le-am avut. Într-adevăr, a fost un an plin, un an foarte, foarte activ, în schimb, destul de valoros și tot ce facem este pentru voi, dragii noștri tineri. Vă creăm oportunități ca voi să creșteți, să vă dezvoltați multilateral și să faceți, desigur, niște alegeri corecte pentru viitorul vostru. Ceea ce mulți tineri din trecut nu aveau așa posibilități. Voi acum le aveți, așa că implicați-vă de fiecare dată când venim cu diferite provocări. Fiți activi, fiindcă tot ce investiți în capurile voastre, în creierașul vostru, aceasta dă roade peste ani. Dacă nu e în moment, peste ani oricum beneficiați doar din ceea ce aflați, vedeți, verificați și învățați. Mulțumesc și dumneavoastră. Într-adevăr, noi suntem foarte receptivi și suntem deschiși spre colaborare și mă bucur că există așa proiecte de ghidare în carieră, unde voi, tineri, într-adevăr, aveți posibilitatea să vă cunoașteți cu profesiile juridice.